Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Investimânia. Eu sunt Diana Mihalcea și vă mulțumesc că sunteți și astăzi alături de noi. Astăzi o discuție despre antreprenoriat, despre cât de mult acest domeniu înseamnă curaj, responsabilitate și puterea de a face schimbări atunci când este cazul. Astăzi discutăm cu un profil de antreprenor și cu un antreprenor care are un profil special. Vorbim despre un om care a ales să facă afaceri atât în mediul online, cât și offline. Invitatul meu de astăzi este domnul Daniel Cioancă. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Antreprenor din Iași și reprezentantul unui club de networking pentru oamenii de business din Iași. Mulțumesc mult pentru prezența în cadrul emisiunii de astăzi. Mulțumesc și eu. Eu vă știu deja de ceva vreme. În principal vă știam ca fiind un om din sectorul IT, dar spre surprinderea multor așa a mea, ați ales să faceți o schimbare și să demarați un business nou în ultima perioadă. Constat asta că nu e lucru ușor să fii antreprenor, să faci alegeri radicale la un anumit moment, pentru că dacă ați avut o firmă de IT, ați trecut în ultima perioadă și ați demarat o afacere în domeniul transportului exclusivist. Așa este. Da, într-adevăr, este nevoie de mult curaj. Și ce observ, dată ce ești în zona de IT, devine un fel de zonă de confort. Ești mulțumit, zona de IT este o zonă în care se plătește bine, dezvolți o anumită procedură, metodologie de lucru cu clienții de afară, atâta vreme cât te încadrezi și performezi în standardele de excelență impuse, poți să rămâi pe o zonă de pilot automat. Dar întotdeauna am vrut să ieșim din această zonă de confort și împreună cu colegii mei am de multă vreme căutam un mod în care să ne implicăm în comunitate, să ne implicăm aici în Iași. Un business din Iași pentru ieșeni în primul rând. Eu aș fi suspectat faptul că poate afacerea în zona IT-ului nu mai funcționa atât de bine și tocmai de asta ați migrat către un alt domeniu care poate avea perspective ceva mai fericite. Nu, n-a fost cazul ăsta, nu? N-a fost deloc cazul acesta. Deci afacerea IT funcționează foarte bine. Afacerea IT funcționează atât pe business-ul de bază care prezintă un serviciu de programare 90% pentru clienți din SUA, UK, Franța, Spania, Italia, dar și pe zona inovativă. Avem un produs propriu la care lucrăm cu drag, un prototip Internet of Things, și pe zona aceasta lucrurile se dezvoltă și merg în direcția pe care ne-o dorim. Dar acest business în offline, acest business de transport, a pornit de la următoarea idee. Am avut niște programatori în cadrul firmei care s-au mutat din București, din alte orașe, în Iași, și am sesizat acest potențial. Nu era un serviciu gen Uber, Black Cab în Iași, un serviciu foarte căutat în general de segmentul de business, de oamenii care umblă mult în afara țării, un serviciu care nu mai necesită niciun fel de prezentare. Oamenii sunt foarte familiarizați cu modul în care el funcționează. Și ați ales să faceți totuși o zonă sau să faceți o afacere de transport într-o zonă cumva exclusivistă, pentru că aveți o flotă de mașini de lux pe care le oferiți pentru diferite categorii de servicii. De la, nu știu, transport aeroport, transport taxi, pentru diverse evenimente private și acum în completare, sau chiar o componentă importantă, este aceasta de transport în formula Uber, interoraș. Da, da, da. Da, ce să descriem puțin și de ce neapărat în zona de lux, de ce în zona exclusivistă? Da, n-am având deja peste 9 luni de activitate, am putut să testăm mai multe scenarii, să ne validăm anumite ipoteze și să înțelegem mai bine ce anume se dorește aici în Iași și ce anume caută oamenii. Realitatea era următoarea. Noi respectăm concurența foarte mult, respectăm ceea ce fac și firme de taximetrie, dar sunt anumite ore de vârf în orașul nostru în care nu există mașină liberă. Sau pe anumite distanțe, mașina nu este adecvată pentru serviciul de business solicitat. În momentul în care îți vine o delegație de la o multinațională sau la o firmă corporate, acel delegat ar trebui plimbat cu o mașină de un anumit nivel, o mașină exclusivistă, cum spuneați.
În același timp, ar trebui să fie un șofer îmbrăcat într-un anumit fel, ar trebui să beneficieze într-adevăr de niște servicii premium pe care nu ar trebui să lipsească nici în Iași. Suntem totuși al doilea oraș ca mărime din țară, suntem un oraș într-o continuă dezvoltare, pe partea de IT și nu numai, sunt multe alte sectoare. Mă refer și la domeniul medical și la producție. Sunt zone în creștere și zone care pe această parte de transport au solicitări tot mai exigente, tot mai sofisticate. Care e flota? Câte mașini aveți în acest moment? În momentul de față ne bazăm pe 15 mașini. Noi am pornit... Toate proprietatea noastră sau...? Parțial. Suntem undeva la jumătate, undeva 7 mașini sunt proprii, restul sunt mașini închiriate exact în regim Uber. Noi am vrut să pornim de la început în sistemul Uber complet. Haideți să le explicăm și sistemul Uber puțin, pentru cei care, pentru Iașul cel puțin, nu e atât de familiarizat cu acest mod de funcționare. Deci, în urmă cu niște ani, Statele Unite s-a creat foarte mult buzz pe acest serviciu Uber. Care ce înseamnă? Înseamnă că o companie de transport are zero flotă proprie. Propriu-zis, nu are mașini proprii deloc, dar oferă aceste servicii de transport prin șoferii parteneri, colaboratori, care își închiriază mașina proprie pe anumite intervale orare. Atunci când am lansat acest serviciu, și în Iași am dorit să... și am tatonat cu ideea de a începe direct cu flota închiriată în sistemul acesta. Dar pentru că suntem în Iași și pentru că am experimentat și alte business-uri, ne-am dat seama de următorul fapt. Este foarte importantă calitatea serviciilor. Ori, pe de-o parte, câștigi foarte mult ca și costuri, nu ai cost de întreținere, nu ai costurile celelalte referitoare la flotă, dar în schimb pierzi foarte mult din controlul, din interacțiunea cu clientul care este dus în mașina respectivă. Nu știi dacă șoferul i-a zâmbit, nu știi dacă șoferul i-a oferit într-adevăr un serviciu premium. Și tocmai din această cauză, noi am decis să începem cu toate eforturile de rigoare cu o flotă proprie mai întâi. O flotă în care să avem șoferii noștri angajați part-time, full-time, cu taxele plătite către stat, dar în același timp având un mult mai mare control asupra educațiilor, asupra modului cum vorbesc limba engleză, asupra calității serviciilor pe care le oferă. Pentru că știți, la prima vedere pare un business de transport, dar privind mai în detaliu, este mult mai mult decât atât. Este un business în care este vorba despre servicii de recomandare restaurante, servicii de recomandare hotel, ghid turistic, sunt solicitări speciale pe anumite evenimente, solicitări pentru care noi n-am fost pregătiți, n-am primit fișa postului în sensul acesta, dar am avut toată deschiderea și flexibilitatea să nu lăsăm clientul cu problema nerezolvată. Să zicem, noi te ducem de punctul A în punctul B, mai departe descurci. Nu, ci întotdeauna am căutat împreună cu partenerii noștri să construim pachete complexe. Și la ce mă refer? Să vă dau un exemplu. Am avut, de exemplu, o nuntă. Solicitarea către noi a venit la modul următor. Am nevoie de o mașină care să arate bine, neagră, care să fie plimbați mirii, duși la biserică, lucruri genul acesta. Dar doresc și aranjament floral pe mașină. Doresc ca să fie 12 porumbei albi care să zboare în momentul recepției. Asta chiar este o extindere a domeniului dumneavoastră de activitate, exact. Spre organizare evenimente. Exact, exact. Și atunci am căutat soluții pentru a include, pe lângă oferta de transport, evident, acesta fiind obiectul principal, și aceste activități secundare, să le spun, dar care au fost foarte bine apreciate de clienții noștri. Dar după 9 luni, înțeleg că sunt aproape 9 luni de la lansarea acestui business, care este segmentul pe care vedeți că au mers cel mai bine? Știu că ați proiectat niște direcții. Da, suntem foarte mulțumiți de cum se dezvoltă colaborările pe zona Horeca. Avem contracte semnate cu Little Texas, avem contracte semnate cu... Nu spunem neapărat numele, dar sunt mai multe hoteluri și restaurante din Iași. Mai multe hoteluri și restaurante din Iași.
De unde clienții ce fac? Pot cere, efectiv, vreau o mașină de lux sau li se transmite faptul că au opțiune în afară de taxiuri? Colaborarea cu hotelurile acestea funcționează de modul următor. Anumite hoteluri au preferat să dea doar această informație clienților lor care ne sună direct. Alte hoteluri au preferat următorul lucru. Un contract prin care ei adaugă acest serviciu de transport pe serviciu de cazare, ca și extra serviciu. Și atunci sună, e vorba de hotelurile cu mai multe stele, da? Da, da, da. Sună la recepție, noi în sistemul nostru introducem solicitarea respectivă, chiar dacă este un transfer la 1 noaptea, la 4 dimineața, șoferul nostru va fi zâmbitor, va fi disponibil în 24-24, va ajuta la bagaje, va prelua în timp util, știți foarte bine că la aeroport sunt foarte multe întârzieri pe diverse curse, șoferul nostru stă și asumă toate aceste întârzieri fără niciun fel de grijă. Ca și cum și-ar aștepta un prieten, să spunem. Exact. Care, felul acesta și hotelul. Și această călătorie plătită de hotel. Exact. Exact. Și dumneavoastră, în schimb, cum e relația contractuală între dumneavoastră și aceste hoteluri? Relația contractuală presupune o factură săptămânală sau lunară în care ne decontăm conform contractului serviciile prestate. Bineînțeles, este o relație win-win pentru că odată hotelul oferă o experiență mai bună clienților, doi, e mai ușor și pentru client, nu trebuie să plătească de două ori, odată camera, serviciul de transport separat, uneori nu are cash, trebuie să caute în buzunar, nu are absolut nicio grijă, ajunge la hotel, este cazat pe factura de cazare, îi se adaugă acest serviciu de transport. Și câte hoteluri au deja acest serviciu inclus? Avem deja peste 7 hoteluri și suntem în discuții avansate cu încă 3-4 hoteluri. O altă zonă care merge foarte bine este zona aceasta de transferuri de care aminteați. Am efectuat transferuri Iași-Chișinău, Iași-Suceava, Iași-Brașov. Am avut solicitări la clienți străini chiar pentru București, pentru Bulgaria, pentru alte zone mai departe de Iași. Da, v-a surprins ceva? Pentru că, iată, aminteați de Bulgaria sau de București, v-a surprins ceva în acest business de când a început? Și plăcut și neplăcut. Iată, unii să ceară distanțe foarte mari, poate la care nu vă așteptați și pe alte zone să nu funcționeze. Da, partea aceasta, deci apropo de surprins în mod plăcut, da, în această distanțe lungi a fost ceva care nu ne așteptam. Noi aveam în vedere o amploare regională, să spunem așa, ne gândeam o cursă maximă, o oră și jumătate, deci a fost ceva nou pentru noi. Dar am găsit un lucru foarte fain. Și ce sunt oameni de afaceri? Ce sunt manageri de companii? Cine apelează la... Să știți că paleta este destul de diversă. Sunt pe de-o parte oameni de afaceri, sunt pe de-o parte alți oameni care sunt în delegație, au niște zile libere pe lângă întâlniri și doresc să și vadă ceva din zona aceasta sau să rezolve alte lucruri. Dar sunt și turiști din afară care ajung în Iași și vor să, odată ajuns în România, vor să vadă și Republica Moldova, vor să vadă și Bulgaria. Și nu li se par costisitoare astfel de servicii? Nu, din potrivă, unii chiar au înțeles, la noi se circulă un pic altfel ca în alte țări, încă mai lipsesc niște autostrăzi prin partea noastră. Unii, e un business în care aveți un avantaj că nu sunt autostrăzi. Da, da, da. Am avut clienți foarte interesant. Știm foarte bine amploarea serviciilor de rent-a-car, dar am avut turiști străini care au închiriat o mașină rent-a-car, au văzut cum se circulă la noi partea aceasta de țară. Și au zis, duc mașina de rentă car înapoi, vreau neapărat să mă duceți voi din punctul A în punctul B, vreau să scap de grija condusului. Aveți afaceri concurente? Nu rentă car, ci chiar pe segmentul acesta. Bineînțeles, sunt câțiva concurenți cu mai mulți ani de experiență decât noi, cu o flotă mai extinsă și, bineînțeles, suntem, bineînțeles, pe o altă parte a baricadei cu zona de taxi. Multă vreme am avut și noi această dilemă, să ne numim firma de taxi, să nu ne numim firma de taxi. Noi nu suntem firma de taxi, deși e un serviciu ușor de înțeles.
Noi suntem acest serviciu de mașină on demand, deci car on demand. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă un lucru foarte simplu. Înseamnă că atunci când o persoană dorește acest tip de serviciu, intră pe un site sau pe telefon, ne găsește pe grizzlyco.com, acolo poate să-și estimeze pe loc foarte clar cât îl va costa. Da, e foarte interesant acest, să spunem, serviciu online, da, de calcul al tarifului călătoriei. Da. Adică nu ai dubii. Bine, exact. Cu o anumită marjă. Da, am vrut să fie un serviciu foarte transparent ca și prețuri. Om, e foarte important să îi se dea un preț corect pentru serviciul pe care îl solicită. Da, nu poate fi un tarif comparabil cu firmele de taxi. Tarifele noastre sunt în general 30-40% peste tarifele practicate. Dar bineînțeles vorbim de servicii cu totul diferite, vorbim de un șofer dedicat, vorbim de instruirea lor, vorbim de clasa mașinii, vorbim de toate aceste facilități suplimentare pe care le oferim prin tehnologie. Un lucru pe care ne preocupă și care va fi în curând disponibil pe mașinile noastre, ING este banca care inovează pe zona aceasta de plăți. Și vrem să lansăm în curând pe mașini soluția de MPOS prin care se va putea plăti cu cardul exact ca în New York, ca în Paris, în alte părți. Să nu uităm că aveți la bază până la urmă, în primul rând, o companie de IT și ulterior o companie de transport. Exact, lucrurile acestea se ajută reciproc și ne ajută foarte mult să ținem pasul cu tehnologia și în această zonă de transport. Aveți totuși 7 mașini, spuneați, proprietate personală, alte câteva închiriate. Ați făcut un calcul și o estimare cu privire la perioada în care puteți face o amortizare a investiției? Când intrați? Da, din calculele noastre, undeva între 24 și 36 de luni va fi necesar pentru amortizarea investiției. Ce am decis eu să fac, am petrecut peste 6 ani de zile în Statele Unite, m-am întors, am avut un business în training, după care business-ul pe IT încă este de succes, acest business în transport despre care discutăm acum. Am înțeles un lucru, mentalitatea în zona aceasta și ceea ce încearcă mulți oameni de afaceri, tineri, întreprinzători cu multe idei bune, este să dea lovitura peste noapte. Este să crească un business ca făt frumos și să producă peste noapte. Eu am înțeles din timpul petrecut afară că un business se construiește metodic, pas cu pas. De aceea cu toți clienții noștri construim niște relații și niște parteneriate pe termen lungi. Au venit clienți la noi care au spus, da, avem o ofertă mai avantajosă ca și preț de la firma X la firma Y, dar preferăm să lucrăm cu voi, pentru că cu voi știm pe ce ne bazăm. Știm că sunteți flexibili, știm că atunci când apare o problemă veți face tot ce este posibil să ne rezolvați problema respectivă. Eu cred că de asta este nevoie, de mai multă răbdare, mai multă așezare în business-urile dezvoltate aici în Iași. Da, apropo, e un business inspirat din experiența dumneavoastră din Statele Unite? Da, cu siguranță. Adică inclusiv ca soluție de afaceri? Am călătorit și am beneficiat atât de servicii de rent-a-car, Enterprise și nu numai, și alte companii. Am folosit Uber în mai multe orașe din America și din Europa și toate aceste lucruri am luat și părți bune și părți mai puțin bune și am încercat, bineînțeles, să aplic aceste business-uri aici la Grizzly. Am încercat să adaptăm această rețetă, pentru că este o rețetă de business. Dar ce am sesizat este că este foarte important să lucrezi pe micronișe, să rămâi concentrat pe ceea ce faci foarte bine și să lași ca orice altă dezvoltare de servicii să vină ca și solicitare din partea clienților. Noi poate am vrea să ducem acest business și acest serviciu într-o zonă sau alta, dar vrem tot timpul să fie validat de către clienții și partenerii noștri. Se tot spune că e bine să începi business-ul în care ai avut vreun fel de experiență, adică ai lucrat măcar o dată ca șofer, dau un exemplu, sau lucrat într-un domeniu, poate ca IT, pentru că o să vorbim și de firma de IT, nu ați activat. Aici a contat, cât de mult a contat resursa financiară în acest business? Nu știu dacă ați început cu bani personali, Au fost bani personali, au fost împrumuturi de la bancă, dar apropo de ce spuneați de experiență, mie personal mi-a plăcut să șofez și înainte să deschid acest business am preferat să
activează niște servicii similare, strict pentru a înțelege mai bine acest business de interior, pentru a vedea cu ce se confruntă și pentru a fi pregătit, să știu ce să cer de la șoferii mei, să știu ce să cer de la colaboratorii mei, să-mi dau seama ce anume este valoros pentru client. Toate aceste lucruri le-am testat înainte de a porni în această direcție. Ok, facem o scurtă pauză și după pauză o să ne mutăm din offline în online să discutăm despre ce înseamnă un business în zona de IT.